Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Good Game Empire. În acest episod începem în forță cu o ofertă la Nomazi de 300% care durează 2 ore. Trebuie să mai trimit niște scuturi pe avampost pentru că am uitat complet să trimit și am ajuns la concluzia că am rămas în pană de scuturi. De ce n-am trimis un trenuleț complet, dar am zis să trimit 5-6 atacuri până reușesc să trimit uneltele și da, tocmai mi-am anulat un comandant cu care trebuia să dau la trenuleț. Dar în fine, hai că îl scoatem la următorul. Hai să vedem. Tot așa. Mamă, se duc scuturile de fontă. Oricum, le țin cam degeaba dacă nu le folosesc. Deci o să le folosesc la oferta asta. Oricum, de grabă nu o să bag vreo ofertă de tablete. Da. Mi se pare nașpa că am prins o tabără cam aiurea. Aiurea însemnând că îmi ia foarte multe unelte și mor destul de mulți soldați. Pentru că uităm peste rapoarte aici, mă rog, au murit 23, aici 33, 32, 32, 30. Bine, iau și tablete, 300, 200 și ceva. Și na, sunt soldați ăștia ieftini, deci nu e o pagubă foarte mare. Ok, tocmai mi-am anulat probabil un atac dintre trenulețul ăsta fail. Ce mă enervează pe mine, aparent l-am salvat. Faptul că, deși am 30% timpul redus, mă rog, 33% timpul redus de la abonament pentru a reseta o tabără de nomazi, rămân acele 15 secunde care pur și simplu te omoară psihic. Adică, frate, ai băgat un abonament, de ce nu poți să reduci timpul cu 34% ca să fie sub o oră? Adică jegmăneală pe față, sincer, chestia asta. Și mai mult mă încurcă pentru că de la saltul de oră sau de la salturile de 30 de minute trebuie să sar la cele de 1 minut pentru a putea reseta. Pentru că mi-e cam silă să bag 3 salturi de 30 pentru un atac. Nu știu, e cam aiurea având în vedere că aș avea nevoie doar de 15 secunde. Mi se pare așa o risipă totală. Bun, hai să mai dăm un trenuleț. Momentan mă duc cu 11 comandanți. Nu știu dacă o să măresc numărul, dar da. Hai să vedem dacă au ajuns scuturile. Ok, avem 930, ajunge. Stai, să mă asigur că dau bine. Mi-am făcut o presetare care se aplică la cele 4 valuri cu soldați din ăștia pe flanc ca să numără chiar așa de mulți. Ok. Și hai să-i dăm trenulețul. Acum sper să fac cele 100.000 de tablete pe care mi le-am propus că le fac. Hai să închid și goarna aia că mă enervează deja. Acum nici n-are rost să mă la goarne pentru că sunt de la Han, deci nu e nicio problemă. Dacă erau de la străini era altceva. Sau dacă păreau așa din senin și nu era ceva în regulă gen, nu știu, la Samurai sau la Berry Mode. Așa. Bun, hai să dăm trenulețul și am dat să fac o chestie. Trebuia să dau cu robinele din mijloc la acel comandant pentru că face 3 minute și 21 și se amestecă cu acești comandanți de străini care fac 3 minute și 8. Deci probabil o să îmi dea nicio bătălie la un atac. Deci aparent am pierdut 2 comandanți la trenulețul ăsta. Unul pe scuturi și unul l-am pierdut la probabil nicio bătălie. Nu știu dacă am timp să dau X și la premiile câștigate și să bag și salturile. Cam asta e nașpa. Acum sunt relativ la început și la evenimentul lunar și la premiile de la Maz și vin premii în continuu. Și din cauza asta de multe ori pierzi câte un comandant aiurea pentru că nu ai timp să dai reset la tabără. Și na, e un lucru destul de nașpa. Oricum, dacă era chestia cu sub o oră la nomazi, la tabără, cu abonamentul activ, era chiar șmecherie. Dar acum, nu știu, mi se pare așa un pic aiurea. Cu 24.000 de puncte până acum. Ideea e că n-am dat chiar de la început. Mai un pic și facem 2.800.000 la alianță. Sunt așa cam pe limită. Mai sunt 16 ore până se termine evenimentul. Deci în 45 de minute am făcut 24.000 de puncte. Nu știu dacă o să filmez neapărat prea multe trenulețe de genul episod, pentru că am mai făcut asta în trecut. Prima parte a episodului se fie compusă din nomazii ăștia
Și următoarea parte o să fie din străinii care vin în acest weekend. Trebuie să mă pun să recrutez și niște soldați începând de astăzi. Nu prea am recrutat săptămâna asta pentru că n-am vrut să activez boosterul acela de puncte de sezon. L-am ținut până astăzi și din cauza asta vreo 3 zile nu am recrutat aproape nimic. Dar acum l-am activat. Era mai ok dacă vinea cu străinii, pentru că la străini nu trebuie să dai X la atâtea premii în același timp. Și acolo chiar nu contează pentru că îmi dai pe același străin de mai multe ori, cum faci aici pe tabără. Dar, na, acum aia e ghinionul meu. Poate o să vină data viitoare și la străini sau la corbi. Cu 15.000 de standarde probabil o să pot da, nu știu, vreo 5 ture de străini și corb la top 100 lejer. Adică tura trecută am folosit 3.600 de standarde pentru a intra în top 50. Acum două ture când au fost străini am folosit, nu mai țin minte exact, 3-4.000. A fost Ungaria 2 și na, am dat pe străini ăștia mai slabi. Dar la Turcia 1 am dat 4 atacuri cu full standarde, pe un străin cu 1600, pe unul cu 1500, pe unul cu 3000 și pe unul cu 2700, din care am făcut, nu știu, 1 milion și vreo jumătate de glorie, iar restul de glorie am mai făcut cu steaguri de 1% și steaguri de 3%, un atac și unul de 2%, deci am folosit relativ puține steaguri pentru ce loc am reușit să iau. Ok, deci mi-a dat nicio bătălie din cauza acelui comandant pe care am uitat să îl dau cu rubinele din mijloc. Ok, deci media e de vreo 300 de tablete, la 300%, dar văd că mai dă și 272, sau chiar mai mult 312, deci media ar fi undeva la 300, nu chiar 300, undeva pe acolo oricum. Văd că sunt pe locul 555 cu 26.000 de puncte. Da, la nomazi e greu acum să dai pur și simplu pe tabere și să te clasezi în top, pentru că toată lumea provoacă hanul. Probabil ăsta este ultimul antrenament pe care îl mai filmez, pentru că na, cam asta o să fac eu următoarele 3 ore, o să dau trenulețe de genul. Nu știu dacă o să ajung pe la 60-70.000 de puncte și o să mai am o oră și jumătate din ofertă, o să trec pe scuturi de lemn, deși e mai greu pentru că pe centru se apără cu 220% distanță și din cauza aceasta străinii, mă rog, comandanții de străini, nu prea acoperă toate bonusurile, adică nu are zidul la maxim și din cauza asta necesită unelte de zid și mai ales poartă. Deci la poartă intră 7 berbeci și gândiți-vă că intră 44 de scuturi de lemn, plus 7 berbeci, deja sunt 51 de unelte și nouă ne intră doar 50. Deci automat e destul de nașpa, doar dacă fac o presetare cu full scuturi și berbeci. Dar asta ar însemna să pierd undeva la 40 de soldați pe atac. Ar fi, nu știu, mai ok să îi păstrez pentru stain dacă tot vreau să dau la top 100. Deși top 100 nu e foarte greu și oricum la cât de ieftin se transferă soldații ăștia ieftini de îi fac eu, pot aduce de pe regate, nu știu, 10.000 soldați cu 1 milion de monede, ceea ce e foarte puțin, având în vedere cât costă anumiți soldați. Și o să facem și un test imediat ca să vedeți diferența. Hai să mai dau un trenuleț imediat. Hai să vedem ce rapoarte am scos între timp. Uite, am luat și 324. Deci am putea să zicem că media e de 300. Cam așa e la booster, adică la 250% e 250, la 300% e 300. Și aici m-ați întrebat foarte mulți cum să faceți calculul ăla. Păi faceți regula de 3 simplă. Dacă la o tabără normală, fără oferte, primiți X tablete, câte tablete primiți la o tabără unde ați dat cu booster 300%, da? Ei, scrieți așa frumos pe foaie și faceți o regulă de 3 simplă și puteți calcula exact câte tablete puteți să luați pe un atac. Acum, la glorie se aplică ceva mai aiurea, pentru că se activează și cea de la alianță, mai este cea de la blazon, mai este cea din cercetare, mai este cea din muzeu, mai este cea din punctele VIP, în caz că mai băgați ofertă, mai este și aceea.
mai este Monumentul Gloriei, deci sunt foarte multe chestii de luat în calcul și acolo e extrem de greu de calculat, dar, de exemplu, la oferte de Berrymond, la oferte de Numazi, la oferte de Samurai, foarte simplu calculul. Acum aș la Berrymond, m-ați mai întrebat, pentru că la Berrymondul de pe regate se mărește bravura mereu, deci e destul de rentabil să dai prin ultimele zile cu oferta. Și, de exemplu, nu știu, 500% se aplică mult mai bine la o tabără unde luai 500 de bravură din start decât la una la care luai 320 sau 350. Ceea ce puteți face un calcul destul de simplu la Berrymond, de exemplu, luați o tabără unde primiți 400 de bravură, luați 400 ori 500% oferta sau 300% oferta, depinde ce ofertă băgați, împărțit la 100 și vă dă bravura pe care o luați per atac. Deci e un calcul extrem de simplu și nu mai e nevoie să mă mai întrebați pe mine, pentru că deja mă exasperează întrebarea asta. Da. Și aici avem, nu știu, 1000 de imperiali, costă 107.000 de rubine, da? Dacă, în schimb, vreau să transfer 1000 de elite, deja costă mult mai mult, costă 210.000, deci costă aproape dublu să transfer acele elite imperiale. Deci e mult mai rentabil să faceți. Da, de ce n-am dat trenulețul până la capăt? Ok, nu știu ce am făcut aici. Hai că mai dau câte atacuri pot. De ce nu l-am dat până la capăt? What the fuck? Ok, ciudat. No, bun, hai că îl dăm ăsta. Deci, cum am zis, în caz că vin străinii sau corbii, mă rog, străinii vin acum și n-am suficient soldați, pentru că i-am stricat acum pe nomazi, adică la 3-400 atacuri de le dau, o să pierd undeva la 10.000 până în 15.000 de soldați, dar e ok, transfer de pe nisip, transfer de pe pisc, măcar știu că n-au minusuri acolo, monede am suficiente, adică eu chiar nu mai am ce să fac cu monedele. Deși aș putea să recrutez blonde ca să am o putere de atac mai mare. Sincer, nu prea mi se rentează, pentru că eu stric soldații în prostie. Și chiar dacă aia sunt mai buni în atac, adică costă dublu aproape față de soldații ăștia care costă 92 cu acel articol pe cazarmă. Deci costă cu 40% mai puțin orice soldat. Și na, totuși costă 190 și ceva de monede de blonda, dar chestia e că e destul de scump, chiar și redus. Nu știu, mie mi se pare scump și, mă rog, am monede, am 176 de milioane aproape, dar na, mie mi se pare în continuare scump să recrutez blonde. Mă rog, luptătoare cu lance, nu-mi place să le zic blonde. Deci avem Săgetătorul Imperial care are 92 și blonda costă 80. Acum, na, redus costă mult mai puțin, deci am articolat de 40% reducerea costurilor, dar nu știu, adică și ca timp, deci ia 3 minute 54 fără festin și ăsta ia 2 minute 58. La festin e o diferență de vreo 15 secunde per soldat, dar nu știu cum să explic, adică blondele le faci mai încet, dar au putere de atac mai mare, deci practic mor mai puține într-un singur atac. Dar chestia e că mor, nu știu, cu două mai puține și timpul ăla l-aș recupera la săgetătorii imperiali oarecum, da, într-o anumită măsură. Acum se simte mai mult la diferențele mari, cum ar veni la străini. În loc să pierzi 500, pierzi 400. Ai 100 de soldați, îi poți recupera ca și timp, dar monedele nu le mai recuperezi, adică e aproape dublu de monede. Și practic asta e motivul pentru care recrutez săgetători imperiali și nu blonde, chiar dacă pot să recrutez blonde. We'll be right back.
Ok, s-au terminat și nomazii. După cum ați văzut, am cumpărat undeva la 10.000 de standarde. Au venit și străinii. A venit din nou Turcia 1 și mă întreb de ce, pentru că a fost tura trecută. Am dat două atacuri până acum ca să fac niște hrană pe Osiris. Tocmai ce am ajuns acasă. Aparent DX este pe locul 1 la alianță. Nu știu dacă tragem tura asta cu alianța la locul 1. Dacă se bagă ei, probabil nu o să tragem. Să mă pun să fac grânarele. Am foarte multe cărămizi și nisip, am observat, 1000 ceva de nisip. Chiar trebuie să mai cumpăr puțin de la Han. Cred că am uitat să dau la alianță pe Han și da, nu mi-a dat medaliile, am uitat ca obositul. Dar ca și idee acum cu medaliile astea cumpăr acest sa... Ca și idee acum cumpăr saci de ăștia cu materiale. Îi cumpăr pe ăștia mai ieftin de regulă pentru că îi mai ok, adică dacă dai 725, într-adevăr îți pică mai multe resurse per total, dar de exemplu dacă ai noroc ca și acum sau cum am deschis primii saci unde îți pică 15 cu 15, atunci ai ok. Bun, hai să luăm de toate medaliile că oricum n-am ce face. Oh, nice, am primit 24 de nisip, hai să mai luăm și una de asta. Ok, perfect. Acum avem 1151 de nisip și aproape 2000 de cărămizi. Bun. Acum, vreau să mă uit eu la ceva. Am făcut acest articol cam peste tot, în mare parte. Mai am câteva locații cu minus 40% costul de recrutare și cam asta vreau să fac acum, să mă duc pe fiecare locație. Hai să mergem pe Afrodita să verificăm dacă avem și aici. Cazarmă, aici nu avem deloc. Hai să facem una de la zero. Așa, repede. Mergem aici. Uităm la asta, cost de recrutare. Cost destul de mult, ce-i drept. Deci are 10 nivele și da, e destul de mult. Adică ultimul nivel costă destul. Ok. Și acum, nu știu, cam asta o să facem. Suntem prea mijlocul episodului. O să mai filmez puțin și pe la străini. Astăzi vine acel live mirific de pe Twitch. Așa, nivel 9. Deci vedeți, la nivel 9 costă deja 109 nisip. Și la ultimul nivel costă 151. Și durează și 2 ore, dar îi dăm cu 4 salturi de jumătate de oră. Mi-am rămas o grămadă de la nomazi. Hai să vedem unde este șantierul, așa. Luăm asta de level 10 și îl băgăm aici. Pam, și acum... Mă rog, n-am făcut o comparație. Hai să facem o comparație. Deci, acum cu minus 40%, lucrarea cu lancia costă 180 de monede. Iar dacă scoatem ăsta... Stai că nu pot să-l scot pentru că fac deja soldați. Hai că ne uităm pe gheață, că și acolo am scos acest articol. În schimb, ne uităm la producția de mâncare. Avem 32.246 de pâinici. Și vreau să bag pentru un grânar. Hai să vedem unde e 100%. Hai să vedem unul de level 8. Scoatem pe ăsta. Și punem pe ăsta de level 14. Am mai luat unul de la Metamorfi. Așa, și acum avem 32.824. Deci a crescut cu 600 protecția. Schimbând doar un singur articol. Așa, hai să mergem pe Hades. O să pun aici un articol de level 8 de bază. Bun, hai să văd ce grânar pot să mai ridic și pe aici. Perfect. Șantierul, așa. Astea de level 7 le vând pentru că pur și simplu nu mai am ce face cu ele. Așa. Hai să vedem aici cazarma cum o avem. Level 6. Nu putem scoate asta pentru că se recrutează. Hai că revocăm. Nu avem prea mulți oricum. Așa. Perfect. Unde e? Deci hai să uităm acum că toți suntem pe Hades. Deci costă 255 luptătoarea cu lancia. Deși nu știu de ce pe o anumită locație scrie 300. Ciudat. Așa. Hai să mergem în șantier. Asta e că nu l-am scos încă, de aia scrie 255. Ok. Cum are logică. Deci teoretic costă 300 fix. Și hai să mergem așa în șantier. Hai să ridicăm amândouă mai degrabă. Deci sunt la level 6, level 7. Nu știu dacă să-mi ajungă pentru amândouă. Hai că ridic una singură. Așa.
costă o grămadă de materiale să ridici astea la level maxim, dar eu zic că se merită pe termen lung. E foarte profitabil. Cum s-au băgat salturile, înainte nu erau, adică înainte era timpul de câteva secunde. Așa, băgăm pe cazarmă. Și acum de la 300 a scăzut la 180. Bun, aici pe Hades vreau să mai schimb eu la grânare ceva. Ci avem 29.233. Hai să văd dacă mai am vreun grânar cu articol de level 7. Deși cred că pe Hades nu prea mai am. E posibil să fie unul sau ceva de genul. Nu, apare nu mai am. Bun, atunci mergem pe Osiris, că aici sigur am mai multe grânare. Deci am 26.466, aici e cea mai micuță producție de pe tot contul, mă rog, de pe verde, dintre AV-uri, ca să zic așa. Aici va trebui să pun și două decorative. Hai să facem altfel. Deci, scot odată ăsta. Și ăsta cât are? Ăsta are 260. Hai că mai scot unul de ăsta. Mut ăsta. Am zis ăsta. Asta e că nu era în meniul de construcții, da. Și eu mare idiot. Așa. Asta îl mut aici. Da, aici. Deci am un bizon de ăsta negru. Un negroman. Așa. Și doi bizoni de ăștia albi. Unul e luat de la top 20. Unul de la 2.900.000 de la Alianță. Așa, pe ăștia doi bun aici. Și intrăm în șantier și schimbăm două articole. Hai să vedem. Uite ăsta. Trebuie să îl schimb. Pun pe ăsta de 8. Și ăsta la fel. Așa. Iar astea le vindem. Așa. Și așa. Bun. Și cum avem 26.616. Nu e o diferență foarte mare, dar este un upgrade până la urmă. Bun, hai să vedem și pe gheață. Aici ce punem, uite, un grânar la level 30. Așa. Hai să vedem cât avem acum aici 20.416 și dacă băgăm așa un bizonaj de ăsta negru. Hai să vedem cât avem acum. 20.437. O mică îmbunătățire, se simte și aici puțin. Aici mai am foarte mult de lucru cu grânare, adică am foarte multe grânare care nu sunt duse la plus 20. Deci da, hai să mergem și pe nisip. Bun. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Ok. Văd că s-a resetat și titlul de glorie. Am ajuns la cel mândru. Și mai aveam nevoie de doar 12.000 și ceva ca să mențin. Oricum o să-l recap de seară, deci e ok. Așa, și aici ăsta. Pum, frumos. Nu știu să mai pe vreo locație, nu cred că am. Oricum o să mă pun să dau pe străini în acel live, deci o să bag grânare la făcut. Ce-ai drept, aș putea să folosesc salturile de jumătate de oră. Adică până la urmă am 1490 de salturi, deci ar veni cam, nu știu, 24 de ore, cam cât durează un grânar, ori două salturi pe oră, deci ar veni 48 de salturi la un grânar. 10 grânare, 480 de salturi. Deci aș putea face 30 de grânare instant cu salturile astea, dar nu prea se merită. Adică o să fac probabil pe Osiris câteva instant, sau aș putea să păstrez salturile astea pentru Han, pentru că plănuiesc să-l provoc. Am doar 30 de salturi de 24, mai am de 5 de oră, dar ar fi mai ok să le păstrez pentru Han. Sau, mă rog, ar fi mai înțelept, ca să zic așa. Ok, păi, nu știu, acum o să mă acces pe string, o să trag din nou la top 100. Hai să vedem ce a venit aici la comandant, ce bucăți. Ok, piatra asta, cred că o am. Lol, deci a venit ca și la... Deci a venit ca și tura trecută la străini. Ok, ciudat. Bizar. Mă rog. O să mă apuc de străini. Standard de, cum ați văzut, am aici destul de multe acum. 15.000 de standard de. Asta să-mi ajungă lejer 4 ture, deci nu e nicio problemă. Probabil 4 ture o să mai trag, cât să mai pun 4 decorative de 350 pe Afrodita. Și după mai rămâne de văzut. Poate pot să trag și fără prea multe standarde și mi-ajung mai multe ture.
Oricum, mă apuc de strain și revin cu mici update-uri. Văd că am luat 356 de mii de puncte de glorie, cam puțin, sincer. Mă așteptam la un 400k. Bine, nu-i puțin, adică până la urmă e destul de mult, adică am luat o grămadă de premii din prima. Sper că am primit și piatra aceea, hai să vedem. Deci cred că o mai am o dată. Hai să văd. Da, o mai am o dată. Ok, aparent am primit-o. Am dat și top 100. Deci sunt bun, cu un singur atac am intrat pe locul 89. Mă rog, a treilea atac, ca să zicem așa. Hai să ne câte am pierdut. 148 de soldați. Mă, oricum am luat super ok, adică nu trebuie să mă plâng. Mai ales că am venit așa random, adică n-a trebuit să dau 10 de atacuri, am dat un singur atac cu standard, deși aia a fost. Așa am văd că 8000, super tare. Acum, dacă aveam și boosterul ăsta de puncte activat, era mega tare, dar nu l-am mai prins activat, deci aia e. Oricum, am primit un mic boost pentru top 100 și văd că am urcat și mai mult. A trecut aproximativ o zi de când au început străinii, am făcut 2.887.000 de glorie. Bine, m-am apucat pe la ora 4, străinii au început la 11, m-am apucat după 4 de ei. Am făcut o pauză noaptea asta și am început să dau din nou dimineața. Deci în vreo 10 ore am făcut aproape 3 milioane, eu zic că e destul de ok. Sunt pe locul 7, a trecut foarte mult timp de când am fost pe prima pagină, la topuri. Aparent sunt destul de departe de top 50, adică este diferență de 1.500.000, iar de top 100 e diferență de 2 milioane. Deci aș putea să nu dau cam tot eventul și aș lua top 100. Dar chestia e că am făcut o mică prostie. Mi-am dat seama că nu o să mai vină Corby până la Nomazi. Adică o să vină Samurai, Berimonul de pe verde și Nomazi. Iar eu la Nomazi vreau să bag ofertă la Han. Deci să am nevoie de vreo 60.000, 80.000 de defensivă doar a mea. Ceea ce înseamnă că am nevoie de spațiu și pentru a face acest spațiu trebuie să mor soldații. Acum la străini o să mor ceva mai mulți. Invazia samurailor, aici o să mor iarăși vreo 3-4 mii maxim. Dacă dau, poate nu dau, nu știu, mai văd. Iar la bere mai mor maxim 10 mii. Chestia e că am nevoie de foarte mult spațiu pe defensivă, deci trebuie să dau în continuare atacul pe străini. Fără blazonul de hrană am minusuri destul de considerabile pe verde. Schimb pe regate plusurile astea de 16.000, 13.000, 7.000. Acum dacă pun și blazonul de rană se mulțesc destul de mult plusurile pe regate mai ales. Adică, mă rog, rămân cam aceleași pe regate pentru că diferența de 40%, adică cum ar veni două sate, dar pe verde se simte destul de ok. Dar totuși sunt minusuri încă destul de mari, deci vreau să scap astăzi de ele. Mai ales că mi s-a activat și boosterul de sezon, mai am încă 16 ore. Am ajuns pe locul 68. Ur destul de ok, având în vedere că iau câte 8 puncte pe atac. Acum, la atacuri unde depășesc 10.000 glorie, iau mai mult. E mai greu puțin, pentru că nu știu dacă mai tragem la locul 1 la alianță. Suntem pe locul 3, diferență destul de mică de locul 1. Nu știu, o să ne decidem probabil astăzi dacă mai tragem sau nu. Și din cauza asta se iau un pic mai puțină glorie, dar e ok. Oricum, eu am vrut în principiu top 100, dacă mai luăm și la alianță este un mic bonus, ca să zic așa. Nu știu ce să fac eu cu coifurile astea, adică am deja fucking două. Și dacă nu fac 7 milioane jumate, nu o să fac rost de inel. Nu știu dacă o să fac eu atât acum tura asta, numai dacă aș prinde un string cu 8.000, să fac un 4 milioane și ceva și în două zile aș mai face eu câte un milion și ceva pe zi, dar na, e cam greu, sincer. Și nu vreau să stric prea multe steaguri pentru prostia de inel. Oricum, la turni suntem tot pe 3, deci, mă rog, cam ca și la străini, așa suntem clasați și la turniri. De fapt, este exact la fel. Depinde acum cine cum și-a activat boosterul și câte puncte a făcut. Acum s-a dat un pic mai tare în prima zi pentru că este misiunea asta regală, care necesită 2.250.000 de puncte de glorie. Și lumea a tras el ca să o facă, mulți au făcut battle în schimb. Am scos și niște rapoarte bunicele, ca să zic așa. Primul raport de când am ajuns acasă, 342k pe un string cu 2000. Încă unul cu aproape 1800, 271k, am dat și așa cu standarde și corbița.
Aici un străin cu aproape 2000 care erau și atac, parcă da, erau niște soldați de atac. Castelan mai bunicel aici, de aceea am și pierdut 300. Și aici unul de la am prins azi dimineață la 7:52 a intrat atacul. Mă trezisem așa din de obișnuință, nu știu, duminica, sincer, simt că nu mai pot să dorm, efectiv. Și, mă rog, aici s-a rupt mai mult, am dat cu orori. Ideea e că a avut și un castelan destul de ok. Aici am dat cu unelte de 5% glorie și pustin, da, de vent. Acum aici, dacă era activată și glorie la alianță, poate scoteam un 700 ca dar, nu e mare, adică nu e diferență mică. Și aici, nu știu, aici am uitat eu să pun pe toate valurile soldați, pentru că era dimineață. Mă rog, sunt destul de obosit acum, probabil s-a deși pe vocea mea. Aici un raport ok. Aici am dat iarăși pe un străin cu 1500. Nu știu ce s-a întâmplat ora asta, dar am avut noroc. Am dat cu steaguri de 3% plus niște unelte cu glorie. Da. Steagurile primite de la voi. Mi-a zis unii mesaje pe joc de ce nu le folosesc și le țin acolo degeaba. Și m-am zis să încep să le folosesc. Oricum acum corbi o să vină abia la sfârșitul lunii. Deci timp de 2 săptămâni nu o să folosesc niciun steag. Deci o să fie ok. Asta e ce atacam de la Metamorf, presupun, da, este de la Metamorf. Și cam așa stau eu momentan prin top. Mai sunt 3 zile, nu știu, probabil o să fac un 3 milioane jumate, 4 milioane, depinde. O să dau atacuri, mai ales astăzi, ca să fac cât mai multe puncte din astea sezoniere, ca să pot lua top 250. Bine, oricum îl iau asigurat. Să văd, poate mai pică o piatră de 11, mai ok, pentru că nu mai pot să primești pietre de 11 de pe niciunde. Și na, facem și noi rost cum putem. Ei, văd că s-a mai restat un străin. I-am spus una recent, acum nu mai dau pe pene pentru că am făcut destul de multă glorie și dau așa pe monede. Mai am determinat Breaking Bad-ul, mai am încă 5 episoade, deci o să mă bag acum după ce filmez părticica asta. Sper să nu fie prea lung episodul pentru voi, probabil o să ajung pe la 30 ceva de minute episodul. Dar, na, unii dintre voi vreți episoade mai lungi, deci asta să fie unul dintre ele. Și nu mai știu ce am vrut să vă arăt. Probabil o să-mi amintesc mâine sau ceva de genul. Oricum, o să dau așa frumos pe monede, toată ziua, o să fac puncte, nu știu, vedem dacă îl luăm la alianță sau nu și revin cu mici update-uri. Mai sunt aproximativ 18 ore până se termină și străinii. Sunt pe locul 25 cu 3.600.000, aproximativ. Locul 50 văd că are 3.043.000, deci o diferență destul de mare. Deși o să dau diseară, adică dau așa la liber, fără steaguri, fără nimic, să vedem cum progresez. Adică, până la urmă, ar fi destul de mare păcat să pierd top 50. După cum am zis, să mă bag și pe insule. Am dat aici 20 de atacuri pentru cucerire. Dacă ne uităm aici la misiuni, mai am încă 98 de capturat. Deci, astăzi, pe lângă astea, 20 de le iau acum. O să plănuiesc să le mai iau și pe astea din zona aceasta, văd că s-au spawnat destul de multe. Ca și idee, luna aceasta vreau să termin acest diamant ca să pot să mă apuc de rege. Cap de rege care dă 46% glorie. Deci în loc să cumpăr ursul ăsta care oferă 40%, chiar dacă el oferă 20, punându-l pe tot blazonul oferă 40, o să iau acel cap de rege care normal ar trebui să apară aici. Nu știu cât costă exact, dar ideea e că acela oferă 46% glorie în loc de 40%. Eu am doar blazonul ăsta cu 7%, care oferă practic 14% dacă îl punem pe tot blazonul. Deci, teoretic, mai aștept 2-3 luni în funcție de cum termin misiunile și o să pot lua acel blazon. Acestea sunt două rapoarte de la insule. Aici am pierdut 28, am pierdut 4 soldați pe primul val, mă rog, atac un singur val, doar pe centru, deci cam așa atac cu full distanță, 40 de scuturi, 5 berbeci și 5 scări. Dar aici văd că aici este un raport mai urât, cu 51 pierderi, dar văd că am pierdut mult în curte, dar nu înțeleg de ce. Adică, pe la urmă, comandantul ăsta, stai să văd, nu se aplică contra insulelor? Ah. Am înțeles. Deci asta este comandant de Berrymond. Deși e bun pentru NPC-uri, nu e bun pentru insule. Am înțeles. E bine de știut pe viitor. Văd că am pierdut foarte mult, adică până la urmă comandantul ăsta este oarecum mai slăbuț. Ăsta
Vrăjitoarea. Dar văd că și asta are doar 20% putere în curte. Dubios, nu știam că se aplică diferit insulelor. No, bine de știut ca să nu mai dau cu ei. Oricum, mai am misiunile astea de făcut. Mai am aici nivel 8, 9 și 10. Asta mai am 7, 8, 9, 10. Și asta mai am 7, 8, 9, 10. Deci, din astea trebuie să fac destul de multe puncte, deși la corbi și străini o să fie cam aiurea pentru că sunt 1500 de atacuri. Deci o să trebuiască să atac în prostie, probabil fără steaguri. Și aici cu Hanul o să fie oarecum ok pentru că la sfârșitul lunii bag ofertă de 12 ore probabil sau 8 ore, nu știu, depinde de cât timp am. Și o să fac asta cu siguranță. Asta cu aparatul e posibil să o fac, adică depinde cum o să vină oferta și să văd dacă pot să provoc de foarte multe ori Hanul, pentru că dacă vine 50% medalii plus furie, atunci o să trească să atacă între timp și o să fie mai aiurea de provocat, pentru că nu o să-l pot provoca atât de multe ori, precum este la 125%, unde poți să îl provoci de 10-15 ori în același timp. Așa că vedem și la asta cu timpul o să fac misiunile, dar astea trei o să fie un boost destul de mare pentru a face regele. Asta e posibil să fie de ajutor și până să ajungem la rege o să mai am de făcut asta cu insulele, încă 98 de insule. Dar până atunci, nu știu, vedem, am destul de multe resurse aici pe insule, am tot extins pe aici, am băgat decorative și am ajuns la producția de 2200 de hrană. Deci e destul de ciudat. Arată ciudat insula, adică niciodată n-am avut decorative pe insule așa faine sau, mă rog, chiar faine. Astea sunt decorative din inventar pe care nu le folosesc, dar le-am pus așa, nu știu, mai cresc puterea, mai am și o producție de alimente, deci pot să țin mai mulți soldați. Acum am un minus destul de mare, dar mă bag să cuceresc insule după insule. S-au terminat și străinii. O să afișez aici pe ecran diferite printuri cu ultimele punctaje pe care am reușit să le salvez. Văd că am 6 decorative în inventar. Sper să nu pun vreo decorativă de pe aici, că văd că tot dau click pe ele. Ok, hai să vedem ce am primit. Deschidem. Deci avem gardenii morți odată, două morminte, o zeiță a naturii. Și încă o grădină din asta a fuziunii, aparent. Bun, hai să le punem așa încet încet. Deci avem acum 32,832. Hai să vedem cu cât ridicăm. Dar ce să scoatem în primul rând? Hai că scoatem pe asta, că văd că nu prea se vede. Oricum. Tragem asta. Așa. Hai că l-am nimerit. Și avem acum 878 în loc de 32. O diferență destul de mare. Aș pune și un gnal la făcut, dar nu mai am fer. Aduc de pe principal niște fier. Oricum am transferat destul de multe speciale pe regate, pentru că nu prea mai aveam pe acolo. Și cum am dat ca nebunul pe străini, am avut de unde să duc. Așa că eu zic că e totul ok. Mai ales că au venit și samurai, o să pot face refill destul de ușor la minereu. Deci, în regulă. Bun, asta îl punem aici. Perfect, și mai am nevoie de încă o zeiță pe care o să iau de la ținutele exterioare în 4,4 zile sau, mă rog, poate nu primesc chiar în prima zi. Bine, poate nu o să primesc chiar în prima zi, dar există acel termen de 10 zile în care ar trebui să primesc acea zeiță și o să îmi completez rândul acesta. Așa, și avem aici 26.709 fără titlul de Berimond. Bun, venim și pe Pisc ca să înlocuim niște decorative. Cât avem acum? 231, 1, 2, 3, așa. Și punem așa odată mormântul ăsta, stăm și mormântul ăsta. Bun. Mai avem aproape un rând de morminte. Cât avem? 302. Bun, odată. Să mai punem și aici un grânar la făcut. Și vreau să mai pun niște articole de bază pentru producția de elemente. Deci avem acum 302. Hai să vedem ce schimbăm. Deci schimbăm pe ăsta odată. Deci în loc de 7 punem pe cel de la 9 de la top 50. Și hai să mai vedem. Uite, ăsta de 100. Așa, îl punem pe ăsta de 8. Hai să vedem cât avem acum. 646. Deci a crescut cu 340 și ceva. Sau nu mai știu exact cât era. Cred că era 302.
Dar oricum, crește destul de bună, ca să zic așa. Vreau să mai vând astea două, că nu mai am ce să fac cu ele. Așa, odată 21 de nisip, cu încă 21 de nisip. Și am aici articolul ăsta, mă rog, îl am aici, dacă dau pe cazar, mă să-mi apară, de level 9 de recrutare. Vreau să o duc și pe asta la level 10. Bun. Hai să dăm aici cu skipuri. Pam, 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 pam. Așa, l-am terminat. Nu mai știu, parcă pe Hades îl aveam și nu l-am mai pus înapoi, dar nu mai țin minte exact. Parcă tot în episodul ăsta o să fie, dar e foarte ciudat că eu toată chestia asta cu nomazii și străinii am filmat-o în decurs de vreo o săptămână aproape, deci nu prea mai știu ce am făcut la nomazi. Hai să vedem cazar, mai aici nu am nimica. Pum, perfect. Mai am aici încă 387 din sim, dar nu o să-mi ajungă oricum. Hai să mergem și pe gheață. Bun, să schimbăm și aici niște decorative, deci avem 533. Așa, hai să vedem. Avem pe ăsta. Scoatem o pasăre. Pe diferența o să fie destul de mică. Da, totuși e mai ok cu ăsta. Și avem acum 541, deci e o foarte mică diferență. Oricum aici pe gheață va trebui să mai fac vreo 2-3 grânare, să mai pun articole cu 200 de producție pe oră. Dar gheață las cam ultima. Momentan mă axez pe alte locații. Aici momentan mă duc cu câte 2 grânare. O să încep să dau la samurai și o să fac resurse să trimit și acolo și să ridic grânare. Deși aș putea să trimit de pe insule dacă mă lasă. Hai să vedem. Nici nu mai țin minte dacă mă lasă de pe insule. Apare mă lasă și de pe insule. Bun. Trimitem de pe insule. Intrăm aici. Frumos. Băgăm o grâna asta de 25. Hai să văd pe insule. Oh. Sună se căcălău, deci e perfect. Trimitem așa. Pam. Pam, mai trimitem încă o șarjă și mai punem încă un grânar la făcut. Bun, le-am pus pe amândouă. Hai să văd aici pe insule dacă au mai apărut insule în jurul meu, că am un minus de 8000 și ar vrea să mai scap de el. Oh, mamă, au apărut ceva insule. Deși ieri le cucerisem pe aici de prin jur, aparent astea le-au de acum 2 zile, deci e ok. Bun, acum că am dat atacurile, hai să vedem de câte insule mai am nevoie. Știu că nu multe, în orice caz. Încă 49 de insule. Aș putea să le iau azi, să fac o aroganță, să le iau pe toate. Dar și așa am primit ieri un mesaj de la un jucător de pe aici că am luat vreo 40 ceva de insule în același timp. Și mi-a dat un mesaj că ce faci mai nene mă, ne lași nouă insule. Și m-a luat așa, gen instant urâs de la isteric. Mi s-a părut amuzant timpul că mi-a dat mesaj. Bine, oricum mi-a zis că glumește. Așa. Și, mă rog, acum am pus să dau puțin pe samurai, să mai pun grânare la făcut peste tot. Și cam asta ar fi acest episod. Sper că v-a plăcut. Cred că o să iasă extraordinar de lung. Nu știu, mă așteptam undeva la 35 de minute. Depinde, o să stau vreo 5-6 ore la editat, pentru că e foarte mult. Sunt vreo 8 părți pe care trebuie să le editez. Și da. Ne auzim data viitoare la un clip despre metamorfi, un fel de tutorial, ca să zic așa, un clip pe stilul vechi, când explicam aproape tot și da. Bye bye!